După extinderea și reabilitarea rețelei stradale, al doilea obiectiv este extinderea încălzirii termice de la centrala nucleară pentru toate locuințele din Cernavodă. Dacă în anul 2000 beneficiau de termoficare doar 35% dintre gospodării, în prezent s-a ajuns la un procent de 85% din totalul locuințelor. În acest moment finalizăm două proiecte, unul pentru cartierul dealul Sofia, circa 200 de familii, și încă unul în zona Răsăritului, în strada Răsăritului, cam cu tot atâtea apartamente. Ca lungime, cam 2 km de rețea de energie termică. Potrivit administrației locale, este un avantaj pentru locuitorii din acest perimetru în care se execută lucrările, și asta deoarece prețul gigacalorie este de sub 100 de lei, adică de 2-3 ori mai mic decât media pe țară. Vă pot spune că sunt lucrări de agent secundar, tot ce pleacă de la punctul termic către cetățeni este vorba de agentul secundar. Ce ați văzut dumneavoastră și ați filmat, sunt 4 conducte, tur-retur încălzire, tur-retur apă caldă. Se execută în momentul de față coloanele de agent secundar, coloanele principale, după care se fac racordurile către fiecare locuință din această zonă. Lucrările au început mai târziu decât erau programate, și asta din cauza faptului că au existat întârzieri în ceea ce privește finanțarea. Suma de care a fost nevoie în acest an este 370.000 de lei. Totalul s-a realizat prin finanțarea de la statul român prin Ministerul Dezvoltării cu 70% și 30% sumă din fondurile orașului Cernavodă. Noi ne-am înscris într-un program al Ministerului Dezvoltării pentru o finanțare, pentru un grant, pentru o parte din această finanțare care înseamnă 70%. Noi am pus banii la 1 ianuarie 2014, partea noastră, 12 miliarde și 12-13 miliarde, iar Ministerul Dezvoltării ne-a confirmat că ei pun cei 70%, adică 23-24 de miliarde. Noi am pus de la 1 ianuarie, Ministerul a putut să-i pună, chiar așa au stat lucrurile, nu numai la noi, ci și în alte părți, au stat lucrurile, le-au trimis confirmarea acestei finanțări abia la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie. Cu alte cuvinte, noi am fi început și am fi avut 6 luni pentru această operațiune, numai că finanțatorul de bază ne-a trimis banii pentru a putea face licitația abia în septembrie. Lucrările au început pe data de 15 octombrie, astfel că reprezentanții firmei care construiește rețeaua au la dispoziție doar o lună și jumătate pentru finalizare. Edilul orașului susține că speră ca totul să fie gata până de Crăciun. De asemenea, spune că totul se face la cel mai înalt nivel tehnologic. De exemplu, rețeaua este supravegheată prin senzori electrici care sunt montați de-a lungul conductelor. Astfel, dacă se va înregistra o avarie, senzorii vor semnaliza locul unde trebuie să intervină echipele specializate.